Pro-România, filiala Călăraș, a organizat o conferință de presă în cadrul căreia a prezentat doi noi membri care vor candida pentru funcția de primar în comunele Chiseleț și Cuzavodă. Coordonatorul formațiunii politice, Răzvan Meseșanu, a precizat că la începutul anului viitor va prezenta o listă completă cu candidații la funcția de primar pentru fiecare localitate în parte și persoana desemnată să candideze pentru funcția de președinte a Consiliului Județean Călăraș. Alături de mine îi am astăzi, de la stânga la dreapta, pe domnul comisar șef Șohan Alexandru, care este și coordonatorul local pentru municipiul Călăraș. Este în dreapta mea, extremitatea mea dreaptă, este fostul viceprimar, domnul Virgil Dumbrava. În proximitatea mea este un tânăr din Chiselet, colegul nostru din Chiselet, care a preluat de 2 luni jumătate, aproape 3 luni de zile, a preluat organizația, dorește să creeze mai mult decât un nucleu acolo, dorește chiar să facă o figură extrem de plăcută la alegerile locale de la anul. Este vorba de domnul Marius Nedelcu, coordonatorul local al organizației din Chiselet. Dumnealui vă va adresa câteva cuvinte. Iar în stânga este, după cum bine îl recunoașteți, fostul viceprimar de la localitatea, fostul primar de la, mă scuzați, domnul ăsta, fostul primar de la Cuzavodă, domnul Aurel Stan, căruia îi mulțumesc că ni s-a alăturat și pe care îl consider extrem de întrituit de a avea șanse reale pentru câștigarea primăriei de la Cuzavodă. Și dumnealui vă va adresa câteva cuvinte. Eu ce vreau să vă transmit? Până la sfârșitul lunii februarie vom avea în sfârșit alegeri interne în cadrul organizațiilor teritoriale și în cadrul organizației județene Călăraș Pro-România. Este un aspect pe care îl doreau foarte mulți și iată, de la București s-a considerat că este momentul ca noi să dăm acest examen în fața propriilor suporteri, în fața propriilor colegi, pentru a ne forma, pentru a ne legitima ca structuri de conducere, repet, la nivelul fiecărei localități. Tot până la sfârșitul lunii februarie avem de gând să lansăm către dumneavoastră și către spațiul public candidaturile pentru primari, pentru consiliile locale, pentru Consiliul Județean, pentru municipiul Călăraș, pentru municipiul Oltenița, candidatura pentru cea mai râvnită poziție în cadrul organizatorului administrativ ales, da, la nivelul județului Călăraș, cea de președinte a Consiliului Județean. Și vă asigur că vom încerca să avem liste complete absolut în toate unitățile administrativ-teritoriale. Vom încerca să facem acest lucru și veți vedea la momentul respectiv dacă avem surprize, dacă mergem cu oameni noi, dacă mergem cu persoane care au mai făcut sau nu au mai făcut politică.